Ceea ce am văzut eu la Spitalul Județean a fost un miracol. Eu n-am crezut că se poate așa ceva. Am așteptat zeci de ani schimbări care veneau cu țâlâita sau nu veneau deloc. Ei, echipa asta... Iar Mănâncrescu și cu Botan Mica au început miracole. A venit sponsorizarea de 10 milioane de euro și avem un bloc operator care se învârte după soare. Acum, circa o lună jumătate în urmă, a fost un concurs pentru ocuparea unor posturi, chiar pe secția unde lucrez eu și unde sunt șef de secție. Medicii care au venit în echipa examinatoare erau de la Fundeni, unde au 7 săli de operații. I-am dus în blocul operator, le-am arătat totul de acolo și au rămas cu gurile căscate. Nu au la Fundeni ceea ce avem noi la Spitalul Județean de Urgență. Să vorbim de un punct nou care se modernizează. Totul este în desfășurare. Să vorbim de radiologie. Aparaturi ultramoderne în toate locațiile de serviciilor de radiologie din tot Ploiești. Să vorbim de terapie intensivă. Să vorbim de urologia de la Bondescu, care s-a modernizat blocul operator și s-au adus echipamente ultramoderne. Să vorbim de ortopedia de la Spitalul Județean de Urgențe, unde acum se operează cu mese de operații ultramoderne și se fac operații de mare anvergură. Să vorbim de neurochirurgie, neuronavigație, robot chirurgical, ambulatorul de specialitate este aproape gata. Oamenii nu mai stau că ninze, că plouă, că e căldură infernală, nu mai stau pe holuri, se vor muta la loc în ambulatorul de specialitate, într-un mediu prietenos și civilizat. Ce să vă zic despre maternitate cu cele 3 etaje nefolosite? Domnul Iulian Dumitrescu v-a spus ce se va întâmpla acolo. Da? Va apărea poate o secție de chirurgia femeii. Vor apărea o secție de pediatrie, chirurgie pediatrică, o cameră de gardă pentru pediatrie. Pentru că, să știți, la noi, în Ploiești, pediatria a fost văduvită. Eu aș spune că aproape medicina copiilor a fost distrusă din vremurile de dinainte. Nu intru eu în amănunte, că lupta asta sunt alții mai puternici decât mine pe care trebuie să o ducă. Se vor moderniza saloanele de la maternitate, se vor face saloane mai mici, moderne, în care pacienții se vor simți mai bine. V-a zis domnul Iulian Dumitrescu despre proiectul acesta cu noile 4 corpuri de clădire. Eu n-am crezut că se vor face. Dacă dă Dumnezeu, le voi vedea și pe alea. Sper să trăiesc, să le văd. Mie nu vine să cred că în acest timp au putut fi făcute atâtea lucruri.